Hei, am prins o discuție între Gabriela și Valentin. Întreba Valentin ce a făcut în pauza asta cât au fost ușile închise și Gabriela spunea ceva de o unghie. Întreba Valentin ce a primit cadou de la, ce a primit de la părinți. Gabriela spunea că mami nu mi-a trimis nimic decât o pereche de șlapii pentru doamna Florii și Valentin întreba de vreun bilet, scrisoare, ceva și Gabriela a spus că nu, de data asta chiar nu. Mă gândesc că poate, adică cu siguranță cred că i-au scris ceva, dar poate cei din staff nu au vrut să-i dea, iar ca și o glumă, papucii erau din semnificația scrisorii, erau pentru doamna Florii. Vă rog să mă iertați, dar mai fac și eu glume. Iar apoi, Valentin îi spunea că cred că sunt și ei foarte debusolați, blocați de cele întâmplate. Gabriela a primit ceva de la o doamnă care știu că o iubește foarte mult și care mai tot timpul în zilele lor speciale i-a trimis câte ceva și Gabriela spunea lui Valentin că am să-ți arăt la momentul potrivit, cu siguranță va fi în vacanță și cred că este vorba de vreo pijamăluță dintre asta sexy, de fapt nu cred, sunt convinsă. Apoi, stând ei de vorbă, au primit niște plicuri de-astea prafuri de ale lor și-și făcuse ceva și făcea mamă, mamă cât e de bun, deci nu știu ce poate fi atât de bun la prafurile acelea, dar în timp ce vorbeau, Valentin o întreabă pe Gabriela, simți că nu mă mai pare rău din suflet, nu? Iar Gabriela chiar i-a răspuns afirmativ și din suflet și foarte prompt, da, simt. Mi-aș dori să simt și eu lucrul acesta și v-am spus că am să-l simt și am să cred acest lucru atunci când doamna Flori ea va fi de nu știu, le va spune cumva prin orice metodă că ar fi frumos să se căsătorească, să trăiască și această poveste de iubire, că până la urmă e ceva unic să te căsătorești la mireasa. Doar atunci am să cred și eu că este adevărat. Mă duc că îi pare rău și că a greșit. Până la urmă, dacă așa a crezut și așa a simțit, asta chiar nu e de judecat. Deci, judecat este doar atitudinea și felul în care a spus-o și după atâta timp când noi am crezut că wow, wow, wow.